Ții melodia, hai să spargem gheața. Aici, hai să spargem gresia. Dau flash și bine m-am găsit la un nou clip. Ei bine, oameni buni, după foarte, foarte mult timp, suntem aici din nou cu Gerald, prietenul nostru din copilăria anterioară, și ne jucăm din nou golf cu prietenii pe din care prima plaire. Noi din avem. Prima. Băi, oameni buni, nu uitați acolo de un like și un subscribe dacă mai vreți episoade cu Gerald. Avem aici o mapă destul de interesantă, dacă mă întrebați pe mine, cu Vezuviu, cu munți, cu dăștia, cu vulcani. Hai că munți. Plaire. Sunt, am înțeles, e un update nou aici frumos, uite, cu ne ducem în Nether, ești nebun, uite, fii în Nether. Ai și voi acolo băieți cu like-ul să mergem și să mergeți și voi în Nether, sunteți nebuni. Băi, bă, sunt mulți vulcani și practic aceeași chestie. Aha, deci ce vulcani cunoaștem? Vezuviu, Etna și ăsta de pe fața mea. Ăsta, ce? O caterincă aici frumos. Băi, cred că o să te bat, cred că o să te bat. Băi, destul de rapid a mers până acum, dacă mă întreb pe mine. Stai cu minte că o bag din prima. Hai că o mai bag din prima. Mă duc pe aici prin epoca de gheață, ești nebun? O, ce are? Nu știu ce are, dar zici că e altceva tubul ăsta, dacă mă întreb pe mine. Aolo. Aolo. Bă, bă, frumos, din două, din câte ai băgat-o? Era family friendly, din trei. Păi chiar e, acolo selectez că nu e pentru copii, ești nebun? Jucăm un joc cu găuri de aici. Am înțeles, bine pe ăstea, ești nebun. Mamă, hău 4, ești nebun, mamă. Ia uite, mamă. Ia uite, bă, ești nebun, ne rupe. 100 am. Nu știu ce s-a întâmplat, îmi luai aripi, zici că e jocul Red Bull sau ce. Mamă, ești nebun, îmi iau spațiu, îmi iau zborul, zici că este Elon Musk, sateliția aia cu 5G. Mama, să vezi, văzusem o postare pe Facebook despre sateliția aia 5G, știi? Era acolo bătrânei și întrebau, bă, dar ce-s mă cu extraterestri ăștia pe cer? Bă, cum mă să întrebe așa ceva, ce-s cu extraterestri ăștia pe cer? Cred că trebuie să fii un pic redus mental și cu capul, ești nebun ca să întrebi așa ceva, dar mă rog. Ai văzut, i-ai văzut? Sau salut, par link și chestii. Am auzit de ei, dar nu am văzut. Mamă, săracul de tine, nu ai văzut, nici eu. Ai băgat-o? Bă, cum să mă mișc? Bă, e mai greu decât te-ai aștepta aici, sincer să fiu. Intri direct în Vezuviu, dacă mă întreb pe mine. O iei așa prin stânga, prin dreapta și intri direct în lavă. Bă, când mă gândesc la vulcan, mi-aduc aminte de Scooby-Doo, știi de ce? Știi că sâmbăta și duminica era ceva gen săptămâna Cartoon Network sau ceva, filmul Cartoon Network, știi? Și într-o sâmbătă sau într-o duminică, la ora 10 și 5 minute mi-aduc aminte, începuse Scooby-Doo și era episodul ăla când ei erau pe insula aia din Mexic sau ceva, cu vulcanul, la cel mai mare vulcan din lume sau ceva de genul. Mamă, ce mult mi-a plăcut episodul ăla, îl știi? Fără mișto, cu monstru ăla, cu surf, cu dăștia. E și pe YouTube clipul, dacă nu mă înșel. Serialul, să zic așa. Gaura neagră. Episodul. Mamă, ești nebun? Noi și cu Elon numai și mai călătorim prin spațiu. Mamă, ce bun ești, fără mișto, că te duci din două, a? Uite și tu cum am oprit. Uite și tu cum am oprit. De ce nu vrei să comunici cu mine? Hai vino și tu cu mine în Vezuviu să facem o băiță. Mi-aduc aminte că jucasem Minecraft, gen cu secret setting, știi? Și o setare acolo, ceva gen negativ, știi? Și eu mergeam pe lavă, dar de fapt lava mea era apă, ești nebun? Forță. Ceva gen, eu fierbe, dar nu fierbe. Da, ești nebun, făceai ciorbă în loc cu apă, dar de fapt cu lavă, ceva de genul. Ciorbă cu apă fiartă. Piant aici cum zbor. Hai că-mi luai zborul. Da, mai dusă unul. Bă! Băieți, pentru medalii, un epic shorty s-a dus pe... Lasă comentarii scrie. Nu știu despre la ce te refer, dar... S-a dus pe hâț. Ești nebun. Pe acolo. Uite, hole 7. Băi, nu știu câte găuri sunt. Sunt 18. Aha, șmechere. Normal. Câte vrea sufletul meu. Bă, sunt pe bine aici cu portalul spre end, nu știu de tine. Cu unde răstrea ultra sunete, ultra zgomotoase. Ultra sunete, că așa de mult îmi place mie fizica. Tata, dă duci vântul, uite, mă duce vântul tău pe aici, mă duce gândul și cu... Vă duce vântul și cu gândul, ești nebun? Bă, s-a terminat. Bă, îți dai seama cât de cald de pe aici încât a explodat și gresia asta, s-a spart gresia de pe jos, tu vezi? Mamă, ești nebun? Bă, mă cam baz, nu știu ce să zic. Hai să facem un pariu cum făceam noi de obicei. Pe ce vrei să jucăm astăzi? Ce vrei să jucăm? De cine pierde? Dinu, trebuie să zică chestia cu Mădălin sau respectiv tu? Ne. E șeful meu, da? Aia trebuie să facem. Deci, eu să vreau să mă străduiesc puțin ca să câștig aici. Bă, am căzut în ciocolată, nu știu de tine. Cu ciocolată? În ciocolată, fără mișto. În ciocolată am căzut, bă, băiatule. În ciocolată. Mă, nu cred. Din cât o bagaj? Din două? Din două. Mamă, ce bulan ai.
Fără mișto, că ești prea bulanos. Știi că ești un canal de YouTube bulanosul? Cred că tu ești, cred că tu ești ăla. Cred că tu ești ăla și faci funny moments-uri cu Cătălin Talent. Îi faci povestea cunoscută, fără mișto. Hai băie, îți faceți și mie povestea cunoscută, dați acolo un share la clip dacă mai vreți episoade. Și un like, desigur, m-ar ajuta foarte, foarte mult. Am înțeles. Dacă doriți lucrul ăsta. Mergem pe pietre. Mamă, mi-aduc aminte că aveai tu în descriere la clipuri un like egal un copil fericit sau ceva de genul, un cartofior, cum aveai? Copil african fericit. Am înțeles. Erai pe treaba ta, ce să zic. M-am dus pe ficus. T-ai dus? Mamă, să știi că am avut un ficus, am murit săracul. De fapt nu, l-am aruncat la gunoi. Nu, pe bune, chiar aveam și gen saofilit. Că gen, eu nu udam florile, nu le udam. Am și eu câteva flori prin casă, dar nu le-am udat de câteva săptămâni. Și n-am multe, am vreo 5-6 flori, știi? Le-am udat. Cred că 5, mai multe le-am udat pe mine. Deci pe la 5-6-7-9, unul pe acolo. Da, da, ești nebun? Cred că mai floare decât floare, decât florile sunt eu, la propriu. Am înțeles, găurica asta e mai grea decât aș fi. Mamă, fie că asta e portalul spre Nether. S-a terminat. S-a terminat, băieți, bine ați venit în Nether. Bă, ești nebune de la început cumva? Ba, nu chiar. E gen o... Bă, e tare rău, n-ai... Mamă, ești nebun, ăsta e portalul spre Slime World. Bă, e tare, n-ai ce zice. E tare. Bă, tu auzi sunetul ăsta de avioane, ești că trec avioanele deasupra... N-am sunet. Triunghiul Bermudelor, ești nebun? Mamă, ar merge un episod cu Triunghiul Bermudelor pe GTA, fără mișto. Fără mișto. Bă, tu vezi că apare un triunghi de ăsta roșu, galben-albastru? Când văd triunghiul la roșu, mă gândesc la geometrie, când nu știu dacă tu folosești sau foloseai gen culori când deseneai, știi? Ba da. Mamă, și triunghiul mereu îl făceam roșu. Fii aici. Eu fac unele cadete roșu. Bă, nu știu ce am făcut, dar am făcut. Ipotenuză e la pătrat, egal. Bravo, tata. Fratele Pitagora m-a învățat să zic asta. Fără mișto de... Eu l-am învățat. Acum copiii de așa stau să fie ceva gen. Bă, dar ce zice mă ăsta? Da, așa e. Mamă, știi că mai e una cu Pitagora generalizat? Mamă, ăla și mai șmecher, ăla e pe a meu. Aia e pe a 9, ai făcut-o? Nu, e pe a 8-a, ce ai? Da, mă, păi am folosit-o, mi-aduc aminte combat. Poate n-ai făcut-o tu, o să o faci, trebuia să o faci cel puțin. Nu, no, n-am făcut-o. Atunci, trebuia să o faci acum, la carantina, n-o mai faci, ești nebun? Mai greuță formula aia. O rețineam de fiecare dată. E ceva cu minus, cu plus, cu de-știa. Mamă, te-ai dus pe ficus. M-am dus pe ficus, uite, sper să-i și gresia. Știi melodia, hai să spargem gheața? Aici ai, hai să spargem gresia. Sau cum se numește asta? Faianță? Te-ai pus de glume, Madaline. Te-ai pus de glume, stand-up-er. Dar eu sunt cel mai mic. Ce micuțu și ăștia? Stai cu minte. Bă, cum se numește asta de o pui pe jos? Gresie sau faianță? Cred că gresie, nu? A faianța e gen o pui pe pereți, nu? Spuneți-ne voi în comentarii care e treaba. E gresie sau faianță? Gen pe jos ce pui? Știu că aia de pe pereți ar trebui să fie un pic mai subțire decât gresia, gen, decât asta de pe podea. Tu nu ești micuțul, ești gigantul. Nu e gigantul. Tu! Nu știu, pe bune. Alo! Bă, ce glume faci, bă! Adică nu sunt mic, sunt mare, da, mersi. La propriu. Să știi. Ai băgat-o? Da, m-a băgat ea pe mine, fără mișto. Ai scos-o? Bă, putem spune și așa. La timp? Spuneți-ne voi în comentarii dacă vreți să facem live-uri eventual cu Outlast. Bă, nu, că nu mai pot, eu mă las de jocul ăsta. F în comentarii pentru Madalin, ce să zic. Și nu uitați, băieți, dacă ați ajuns până aici la video, în primul rând, nu uitați acolo de un like și un subscribe. Mamă. Și lăsați în comentariu hashtag 9. Sau, pentru că... Da. Hashtag 9, bă, băiatule. Chiar sunt curios dacă ajungi cineva până aici. Să fie pe tematică să pui și un 6 pe lângă. Să fie pe tematică să pui și un 6 pe lângă. Am înțeles. Dar, înainte, cum ar veni. Da. Bă, dar știi că înainte tu erai prea așa la golf, acum văd că ești prea bun, te duci prin ciocolată, pe aici, prin glazură de frișcă. Hai că glazură de frișcă. Mai e cine a ajuns până aici să spună hashtag cociolată. Cociolată, da, bună idee. Cociolată, aoleu. Chiar sunt curios dacă mai folosești cineva tagul ăsta pe YouTube. Știi că dacă scrie cineva hashtag cociolată sau așa și apeși pe tag, dacă apeși pe tag, îți arată, te duce pe YouTube, știi? E mai trebuie să scrie în ghișeală cociolată, mă, nu știu decât să clipă. Chiar sunt curios dacă o să scrie cineva cociolată. Sau hashtag te-ai dus pe ficus. Te-ai dus pe ficus, bă, băiatule. Mamă, cum ar fi să mori din cauza unui ficus? Bă, cum ar fi? Tu te-ai dus prin portalul ăsta? Bă, eu sunt în Nether, bă, băiatule, nu știu cum să spun. Uite aici cu fantomele, sunt pe bine, să ești nebun. Cum ai trecut prin portal? Bă, cum am trecut? Bă, nu mai știu nici eu cum am trecut. Gata, am trecut și eu. De acolo te întâlnesc cu Elon Musk și cu copilul lui. Ai văzut cum îl cheamă pe copilul lui Elon Musk? Ercelangers acum. XAE12 sau ceva de genul. Da, zic că se numește așa Ercelangers acum, mi-a zis.
Ai cam înțeles, e înger pe pământ, fără mișto. Ai explicat pe net, nu știu. Na, no, n-am văzut, n-am văzut. Cycle player. Mă, vezi că încă îți dau cycle. Aolo, bă. Hai bă, băiatule, du-te în nether și tu. Ca să te întâlnești cu X, ai a 12. Nu știu dacă e neapărat adevărat, adică poți să pui... Bă, da, e adevărat. Pa bune? Cum ai putea să pui în certificatul de naștere cifre? Adică e ca și cum pe mine m-ar chema certificatul de naștere Mădălin și numele de familie 07. Numele lui e luat după ceva... Păi asta am înțeles și eu, mi se pare că A e gen inteligență artificială, am văzut și eu. Și A e de la Arhanghel parcă, sau ceva de genul. Da, aia am zis. Da, am văzut, dar gen cifrele alea, X e gen 12, nu mai știu că au zis, a zis de la ce vine 12. Un avion de ăla de-i place sau ceva de genul. Am spus aia pe seara mea. Da, mă, dar nu cred că poți totuși să pui în certificatul de naștere cifre. Îți spuse, e ca și cum pe mine m-ar chema în certificat Mădălin 07. Pă bune? Bă, e Elon Musk, adică. Da, mă, dar pă bune, nu cred. Adică nu am mai auzit până acum. Spuneți-ne voi în comentarii dacă voi ați mai auzit de copii cu cifre în certificat. Da, Ionusca, Costel HDX01. Aha, Costel HD Gaming YouTube, așa mă cheamă. Și 02. Adică... Nu, mă, așa 69. Dar să știi că prinde numărul ăla. Am dat tot din prima și eu m-am... Bă, eu sunt prea bun, mă, pentru jocul ăsta. Când nu sunt... Mamă, îmi place numărul tău, bă, băiatule. Ești pe bine, ce să zic? Pe tematică, așa, de Crăciun. Ești nebun? Da, Crăciun. Pe Crăciun, fără mișto. Ce vrei să aruncă Moș Crăciun și prietenii săi? Multe și nimic. Am înțeles. Băi, am ajuns undeva, dar unde nu prea se știe. Te mâncă în ficus pe tine. Cât te-a ai? Mâncat ficusul. Cât am? Nu știu, că am dat-o. Hai, dă-i tare. Dă-i cu putere. Dă-i să merite. Hai, tu vezi gaura aia neagră cum orbitează în jurul planetei Pământ? Hai că orbitează. Am avut ieri geografie, știi, că tot veni vorba de stele, de găuri negre. Și am avut o temă pe Google Classroom, știi? Și după ce am trimis-o, am primit mesaj privat de la doamna, face: felicitări, Madalin, mamă, am zis că gata, bă, ești nebun, s-a terminat, sfârșitul lumii. Am zis că cine știe ce mesaj mi-a dat. Ceva gen, că nu merge, că nu știu ce. Pra, felicitări. Ha, mai zice ceva, bossule, Madalin bandit, Madalin și geografia, da. Baba și moșu. Am înțeles. Expert în găuri negre. Uneori și găuri albe. Acum aveți expert în găuri funerale. Mamă, cum a fost asta. Hai că o dădu și tu dacă e ceva. Pompe funebre, stai așa. Mamă, ți-am spus că la mine în oraș e gen lângă piață, cum ar veni, un magazin care, fii atent, adică ți l-am arătat că ăla de ți-am zis că a fost și pompe funebre. Ei bine, băieți, pentru cei ce nu știu, bine, n-aveți unde să știți, înainte a fost un fel de gen market, da, cu legume și chestii, gen Anabela. Apoi a fost o patiserie. Apoi nu mai știu ce a fost încă ceva, apoi pompe funebre și acum știi ce? Vă las 5 secunde să scrieți în comentarii, puneți pauză și puneți minutul. Spuneți voi ce credeți că e acum. Ei bine, zi tu, Nicule. Ce e acum? Magazin de animale! Adică mi se pare corect, de la Anabela cu carne și chestii la morți, bă, la animale. M-am dus pe picul. E o logică, știi ce zic? Bă, nu știu, bă, eu mă duc random. Bă, am ajuns unde trebuie, ești nebun, o băgai din 3, adică din mai multe. Nu, stai. M-am dus pe ficus. Cred că v-am pus mintea la multe imaginații, din păcate. Dar de ce, mă? Uite, mă, că e diferență între noi. Cred că te bat, bă, cred că o să trească să zici că sunt șeful tău. Din nou. Bă, dar aici ai avut un star... Bă, dar tu vezi chestia asta din față și că e un sicriu. Ești nebun și că e un sicriu. M-am blocat la o chestie. Vezi că acolo în față sunt emblemele alea de Silver 3 sau ceva de genul. Deci, pentru cunoscători, să zic așa. Asta e viitorul, bă, băiatul, o să ne aducă lavă pe acasă. Vrei lavă? Nicio problemă, monstre gratuite. Știi cum se dă de salam înainte gratis în marketul, gen când apărea? Ei bine, acum o să dea lavă gratis. Deci, doamne aștea. Câte ai? Câte? 6. Nu prea te văd, ești cam invizibil pentru mine. Aoleu. Dar în mintea mea tu contezi mai mult decât orice. Mamă, Madalin și poemele. A, nu nimic. Super. Am 12, bă. Eu am autostrox, nu știu de tine. Și la fel am. Aproape autostrox. Da, autostrox. Tu? Aproape. A, păi și tu ai autostrox. A, și tot până aici am ajuns, lol. Pentru ce va urma vorba aia. Sunt prea bun, bă, nu știu ce are jocul ăsta cu mine, cred că mă iubește. Am dat 10 euro pe el.
Ești nebun? 10 euro? No, 7 parcă. Nu mai știu. Tu cât ai dat? Am dat la fel, că am dat în aceeași perioadă parcă. 5 parcă. Nu 5, mă, ce ai? Gen a trebuit 5. Să bag 10 euro în Steam parcă. Nu, cu 5. Pă bune? Da, ce să zic, dacă acum GTA 5 e gratis, na. Hai că e gratis. O să fie, băieți. Probabil că, nu știu, am văzut niște mituri pe Facebook, că Epic Games, nu știu ce, GTA 5 gratis, cu story, cu d-astea, cu online, gen full version, știi? Nu ai să zici că doar single player, ci că de pe 14 până pe 21 mai va fi GTA 5 gratis, nu știu, băie, nu știu dacă e adevărat, nu vreau să fie fake news. Am văzut și eu pe Facebook, așa că am zis că să vă zic și vouă, nu știu dacă e fake, adică, na, dacă e fake, nu dați vina pe mine, știi? Adică doar am văzut și vă zic ce am văzut și eu, nu știu dacă e adevărat sau nu, pentru că eu filmez episodul ăsta pe 13, știi? Nu știu când o să-l vedeți voi, poate pe 15, 16, mai? Dar ca idee, așa am văzut că va fi gratis, timp de câteva zile. Îți dai seama ce caterincă va fi să-ți faci multe conturi și după să vinzi conturile de Epic Games? Un euro, doi. Păi ești nebun? Business scrie pe tine, Stockman. Stock. Ești nebun? Bă, nu știu cine a câștigat, dar felicitări, Madalin. Zi, bă, că Madalin e împărateasa lui Pluto. Nu uitați dați un like. Zi, că Madalin va stăpâni Pluto, așa zi. Madalin e regina întârnăverii. Și șeful meu, zi. Zi. Șeful papagoinelor. Am înțeles. Bă, băieți, cam asta a fost clipul. Nu uitați acolo de un like, un share și un subscribe și noi ne sigur ne vedem data viitoare. Vă pup, aducă-mă o să tot ce doriți. Pa, pa. Ce tot a venit. O să fac, facem fericit.